Recent, aproximativ 5.000 de angajați ai Direcțiilor de Asistență Socială din județele Bacău, Giurgiu, Mehedinți, Neamț și Vaslui, nu și-au primit salariile pentru lunile septembrie și octombrie, situația fiind cauzată de întârzierea rectificării bugetare. Sindicaliștii ai Federației Columna, care reprezintă interesele angajațiilor de GASPC, au solicitat guvernului să plătească salariile din fondul de rezervă bugetară la dispoziție executivului. La Bucovina TV, în emisiunea Raportul de Seară, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flut, a dat asigurări că la Suceava nu există probleme cu fondul de salarii, care a fost bugetat încă de la începutul anului. Potrivit președintelui Flutur, sindicatele de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt mulțumite de colaborarea cu administrația județeană. În acest context, el a ținut să le mulțumească angajaților de la această structură pentru atitudinea de solidaritate față de persoanele beneficiare de servicii sociale pe perioada stării de urgență și a carantinei. Avem asigurate salariile, aici trebuie să te gândești când îți faci bugetul la începutul anului da. ce faci. N-au avut, cât am fost eu președinte, cred că niciodată probleme. Chiar vicepreședintele Barbă, care coordonează această zonă, a fost la întâlnire cu sindicatele. Sindicatele erau mulțumite de ce se întâmplă până la ora asta. Și eu sunt mulțumit de prestația lor, pentru că oamenii s-au carantinat cu tot cu. Uh, da, uh, asistații. Ture, două săptămâni. Da. Uh, da, au avut, bravo lor, o atitudine foarte solidară și am, au toată aprecierea mea, de aceea încerc să fiu corect și să le dăm salarii la timp, dar. Dar aici avem câteva lucruri urgente. Una din ele este să încercăm să despărțim pavilioanele și centrele mari cum este Sasca. Am început să ducem la solca avem căsuțe da. la Todireș da. și la Cacica și vom duce mai departe să nu mai lăsăm sute de oameni la un loc. Sunt pavilioane separate, dar dorim să rămânem la maxim 50 de persoane într-un pavilion. S-a dovedit și din punct de vedere social, dar și din punct de vedere al securității biologice la coronavirus, Iată, da. că centrele mari sunt mai periculoase. Da. Dar aici nu o poți face peste noapte. Încercăm și niște programe europene și guvernamentale. Mai sunt fundații, cărora vreau să le mulțumesc, care vin și construiesc căsuțe, ți le dau 15-20 da, de oameni da. și le populez. E un lucru foarte, foarte bun. Deci, din punctul ăsta de vedere, protecția <coughs> copilului și protecția socială în județul Suceava în următorii ani, va suporta un fel de descentralizare. Da. Să spargem, nu e cel mai potrivit termen, să împărțim centrele mari în, da. în centre mai mici, care să creeze condiții mai aproape de normalitate.